Antrenorul Edi Iordănescu a declarat că echipa sa nu era pregătită să intre în lupta pentru titlu. N-am fost pregătiți, am făcut un sezon bun. Nu trebuie să dăm uitării ce am realizat, nu întâmplător am ajuns aici, jucăm că împotriva la cele mai bune echipe și adversarul de azi uh, nu ne permitea luxul să ne relaxăm pentru că au un compoziție de extrem de valoroși, de maturi, care n-au cedat, au crezut în șansa lor până la final. Însă noi avem extrem de multe minusuri în cadrul grupului și în jurul echipei. Și să nu uităm că această echipă nu cu doar că a fost formată în vară, a fost formată din mers. O altă problemă a pandurilor a fost și faptul că echipa a jucat în permanență, în deplasare. Asta în condițiile în care la stadionul din Târgu Jiu se lucrează în pas de melc, iar echipa a cheltuit sume importante de banii pe deplasări și chirii la drobeta turnul Severin. Să nu uităm de faptul că nu suntem tot mai confortabili să facem navete mereu, să jucăm fără suportere aici, serile sunt triste, nici nu putem să ne bucurăm cu 50 de spectatori. Au mai culminat și problemele care le-am avut de ordini financiare și toate astea sunt minusuri și sunt greu de gestionat și de multe ori ne-au frânat în, în activitatea noastră. Pandurii se află pe locul 3 în acest moment cu 31 de puncte în cont. Următorul lui L este programat pe 18 aprilie cu fece viitorul de la ora 20.30.